La ediția de anul acesta a turneului de fotbal, care s-a desfășurat chiar pe stadionul care poartă numele lui Dumitru Corneș, au participat 8 echipe de copii, printre care Viitorul Tăiești, SCM Râmnicu Vâlcea, Inter Călimănești, AFC Băbeni, Luceafărul Băbeni și Juniorul Râmnicu Vâlcea. La noi! Lasă-o, lasă-o până aici. Iau. Concentrați-vă! Dreapta Mateo. Ata! Vezi că rămâneți aici, da? Lasă-o, vedeți, mai pasat! Este a doua ediție a memorialului Dumitru Corneș. Înainte să vă povestesc, aș dori să aduc un pios omagiu celui ce a fost neamitică Corneș, cum îl știu și iubitorii fotbalului din vremea respectivă, și prietenii și rudele, dar și cetățenii acestei localități, dânsul fiind o perioadă de peste 40 de ani contabil șef al primăriei comunei Dăiești și fiind și singurul contabil de la acea vreme, repet, peste 40 de ani. Dumnezeu să-l odihnească în pace, a fost jucător la Liga a 2-a și a 3-a pentru județul nostru. Un om extraordinar, un om cu, cum să spun, vă dați seama, lucrând într-o primărie peste 40 de ani, într-un loc de muncă, asta înseamnă că a fost serios și a făcut treaba și era iubit de toți cetățenii și toată lumea îl cunoștea în comuna noastră. Și de aceea ne-am gândit la o competiție pentru copii, pentru că știm foarte bine, copiii sunt, aceste competiții sunt foarte iubite atât de părinți cât și de copii și totul pleacă de la educație, totul pleacă de jos, ca și în sport, dar și în viață, totul pleacă de jos, de la acești copii minunați. Antrenorii spun că astfel de competiții îi ajută foarte mult pe micii fotbaliști. Pe lângă mișcare, copiii au ocazia să socializeze și să se distreze, chiar dacă nu câștigă fiecare dispută. Abecedarul fotbalului de aici pleacă. Puteți da seama care are potențial, da, și care... După o perioadă mai îndelungată, 6 luni, un an, poți să-ți dai seama de un copil care are niște abilități tehnice, nu vorbim de tactic, tehnice. Ca în toate orașele, în toate județele, într-adevăr, sunt copii buni peste tot, numai că datoria noastră să știm să-i șlefuim, să-i ținem aproape. Ce înseamnă aceste competiții pentru cei mici? Îi ajută? Vă dați seama, în primul rând, nici nu știu cu ce să încep mai mic, deci, dar în primul rând nu mai să vorbesc de sport și de sănătate. Al doilea lucru foarte important pentru ei, că pleacă din fața calculatoarelor, deci că e un flagel prea puternic cu calculatoarele, cu telefoane. Nu mai vorbesc de socializarea între ei, indiferent că sunt în echipa lor sau cu echipa adversă, că ei sunt prieteni, să cunosc. Cum a fost meciul? A fost greu? Cam da. Au fost mai buni ei? De ce au fost mai buni? De ce crezi că au fost mai buni cei de la echipa adversă? Nu știu. Nu știi? Nu știe cineva unde a fost problema? În apărare. În apărare? Da. Tu ești sigur că în apărare? De ce zici că în apărare? A fost puțin în apărare pentru că pistol mereu se ducea pe partea lui Tita și nu mai ajungea pe partea lui. De ce vă place atât de mult fotbalul? Că câștigăm trofee, luăm medalii. Da? Da. Da. Și că putem să ajungem oameni mari. Ce înseamnă oameni mari? Să ajungem vedete. Aveți și o echipă preferată? Nu știu. Da. Unde ați putea juca, da, voi mai devreme, da, mai târziu? Real Madrid. Corde, Gani? Încă nu te-ai gândit. PSG. PSG? Și tu? FCSB. Toți copiii care au participat la turneul de fotbal organizat pe stadionul Dumitru Corneș din Dăiești au fost premiați de autoritățile locale.